cu o zi frumoasă, în Zakynthos sau Zakynathos, cum ar mai spune unii, merge la plajă când ninge. Puteți să intrați în mașină, doamnă, să știți. Când plouă, ne-am trebuit să mergem la plajă, frumos și îmbrăcați. Stați așa că la autocamera fac vlog în gât. Stați așa că... bate vântul de murim, dar nu contează, noi călătorim. Întotdeauna în viață, dar stai firia dracului să fii. Și când detectează fața, asta e fața, asta e. Știu că nu e cine știe ce, dar asta este, asta s-a putut. Și plecăm viețile mele către plajă. Nu mi-a tăiat unghii de la picioare de 2 săptămâni, când o venea grecii ăștia, Zakynathos am la picioare. Plecăm către o călătorie nouă, vă arăt plajile. Atins pe crocodili în gât. Numai la mine e un loc să poate, doamnelor și domnilor. Ne-am oprit la o tavernă, The Brothers Greek Tavernă. Bineînțeles, începem cu chifterele de dovleac. Dacă n-am mâncat la dovleac, de... a intrat în mine spiritul de grec, de râmb, sparg farfurii pe aici, dansez, fac de alea, picioarele cu palmele. Sunt un pic cam grec, dar un pic mai colorat. Tzatziki, chifteluțe cu sos, pui, chifteluțele astea dovlecel. De 4 zile mai chifteluțe cu dovlecel mănânc. Dacă mă bagi în pământ, crește la satul de dovleac. Un cartof aici, s-a terminat, vreau să uite un cartof. Ia luăm niște ghiloze ăsta de la ei. Cam mult. Ia. Ghiros, chiftele, cartofiori, sos, chifteluță. Au venit oamenii ăștia cum vin din partea casei. Efectiv din partea casei. Știe home de ei. Dar e bun. Se trăiește bine în Grecia. Vă duce la toată lumea, vin din partea casei. Frumos, dar nu e prima dată. Am mai fost la o tavernă și ne-a dus tatică din partea casei. Se poartă frumos cu turiști, băieți. Știu să se comporte cu turiști. Am mâncat și am mai rămas o grămadă. Cam gata și cu restaurant. Bă, dar sunt foarte dăruitor, ne-a dat vin, ne-a dat tale, ne-a dat de băut, suntem morți de beți. Cred că ca să plătim mai mult, mâncam așa. Ospitalieri grecești, voi viețile mele. Mergem spre plajă frumos pe jos așa și revenim de la plajă acolo să vară plajă. Vreau să stau să mă bronzez. Cel mai tare vlog în cap, cred că nu se înțelege nimic de vlogul ăsta. Mamă, ce bate vântul. În sfârșit o bine măritată plajă, să ne bronzăm. Am ajuns la Banana Beach, de unde am fost de la casa, le face undeva la 45 de minute. Bun, noi la Costinești. Acum ne relaxăm și noi cu o bere, cu o nebunie, cu un șuculeț, cu ceva. Aveți un ghecea la picioare. În apă nu știu dacă intrăm în cam aș gura voastră, că e rău conotat. Vorbea, rămânem fără King of Donna in Chance. Gata și cu plaja, la Banana Beach aici. Lejerac e 250 de lei, 200 slonguri, ce ne-am mai luat câteva beri, ice latte-uri, eu zic e bine. Ne-am înroșit ca tractoriștii. Am oprit la toate pisile din Grecia. Cum vedem o pisică, oprim mașina, am oprit mașina 2000 de ori, la toate pisicile. Am nebunit. Ce dracu ai mai... ce mai luam, omule, mă, ce e ăsta? Mă referește, suntem pe vlog. Mergem către casă, după o frumoasă zi de plajă. Pare că m-am bronzat, nu știu, scrieți în comentarii. Da, Imogene, te-ai bronzat, hai că m-am bronzat, dar e. Mergem către hotel, avem de condus 40 de minute. Hai că prea am filmat așa că toate zilele, pentru că n-am laptopul la mine să descarc fișierele de pe cameră. Și am filmat așa că ce am putut să filmez. Și acum am scrollat pe TikTok, eram un pas, scrollam pe TikTok și mi-a apărut pe TikTok în Zakynthos Scenic Viewpoint. Și că e undeva la 40 ceva de kilometri, nu, 40 ceva de minute. Și e un view din ăsta și mai cred cu niște stânci cu apă albastră. Și hai să dau o tură dacă tot am închiriat mașina asta, pentru 7 zile. Deci să nu dăm o tură până acolo. Pe total zilele astea am fost la plajă, undeva la 30 ceva de euro, 26 longuri, plus bere, plus sucuri și așa, trece undeva la 50 de euro pe toată ziua, să zicem. Deci undeva la 250 de lei. Și să zicem pe plajele astea care sunt cele mai scumpe. Dar singura plajă care are, să zic așa, nisip și nu are pietre, este bustul de talpa să te nebunească, să n-ai adidas și n-ai de apă, este Banana Beach. Acolo, frate, de direct din nisip, e spre jumătate acolo. Deci dacă vreți să vă duceți-vă la Banana Beach. Între timp o să ne urcăm mașina și o să plecăm spre Scenic Viewpoint. V-am zis, avem undeva la 40 ceva de kilometri. Bă, mașina s-a comportat
decent, e puțin prăfuită, o să o și spăl ca și e frumos mâine. De fapt, sâmbătă de dimineață o să o spăl, ca să ducem înapoi la închirieri, ca și e frumos. Să ducem mașina la închiriat, înapoi spălată, curată și cu fulul, ca așa este frumos. Și ulterior o să vă mai spun chestii despre Zakynthos, ce să faceți, cum să faceți. Deci revenind de la Shelling Viewpoint, acolo avem vreo 40 ceva de kilometri de mers. 40 ceva de minute, mai 90 kilometri. Am dat drumul la aer, că nu, am lăsat-o în soare, am lăsat mașina în soare și am dat drumul la aer, că nu mai poți. Până să faci aer în mașină, vreau să vă zic câteva chestii despre restaurantele din Zakynthos. Cred că din 7 restaurante, 6. Bă, primirea excepțională. La un restaurant ne-a dat o carafă de vin din partea casei, pe lângă desert. Deci toate restaurantele astea din 7 restaurante, 6, ne-au dat deserturi pe degeaba, efectiv din partea casei, lucruri din partea casei. Cum s-au purtat? Exemplar. Și nu să zic că după ce am dat tipsul sau ceva, să zic că s-au comportat frumos că am dat tipsul după, ci înainte să fac chestia asta și vorbea foarte frumos de român. Chiar am stat aseară de vorbă cu o fată care, în majoritatea restaurantelor care sunt aici în Zakynthos, sunt afacere proprie. Toată familia lucrează. Copiii care lucrează cu părinții, care servesc copiii, servesc. Gen, sunt afaceri de familie, restaurante de familie, în care ei stau până în septembrie aici și lucrează împreună, după aia se duc ei pe unde se duc la studii, în Atena sau pe unde se duc ei. Dar, în general, foarte frumos vorbeau despre român. Foarte, foarte frumos. Că lasă tipsuri, că se poartă exemplar, că ei au altceva cu alte nații. Nu vreau să dau aici să devenim rasiști sau ceva. Ei au ceva cu alte nații care fac nu știu ce chestii pe aici, prin Zakynthos. Mi s-a umflat așa puțin inima, mi s-a mărit așa puțin inima în sensul bun, că vorbesc super, super frumos de noi, se poartă super frumos cu mine. În casa de vorbă undeva la 45 de minute aseară cu fata aia, cu chelnerița, și ne-a spus o grămadă de chestii despre Zakynthos și da, se poartă foarte frumos cu noi. Asta e un lucru bun. Hai că cred că s-a rece și mașina și continuă. Deci după 45 de minute ajunge aici, e și restaurantul ăsta în stâncă. Kerry se numește aici. Kerry Zakynthos Viewpoint Place. 40 de minute de mers cu mașina din centru până aici, eu zic că merită. Să vezi locul ăsta, e și un restaurant aici. De probabil o să păpăm ceva, dar o să arată cam asturată care ne-am vomit. Altă camera că mai am 27 de minute de filmat. Și aici au niște locuri de băut, cafea și fumat. Și un view. Niște băncuțe din astea super frumoase. Bă, e tare, n-ai ce să zice, tare rău de tot. Și am aflat-o pe TikTok, ce credeți, scrollam pe TikTok. Scrollam pe TikTok și am să vin până aici, că mi-a apărut aici Viewpoint. Și zic chiar să bagă pe Google Maps, am văzut că la 45 de minute și zic că am să mergem. Să vedem cum e restaurantul ăsta de aici. Na, cum e mă să beau cafelul ăsta aici, un ice latte din ăsta. Bă, dar frumos, mă, fraților. Bă, singura problemă e că nu știu să-l not. Așa m-aș băga în apa asta. Deci nu vreți să știți pe unde trebuie să mergi, mâncați și cu mașina pe aici. Ei, nu vreau să-i spun, dar am coborât pe unde am urcat cu Fiat. Dar am găsit aici un băruleț ceva, unde ne oprim, bineînțeles. Acum, am venit să luăm niște cadouri la prietenii, așa se face. Să vedem ce luăm. Niște pungurii, să punem ceva în ele. Așa se face când trebuie să stai la tante. Pe drum, bineînțeles, pe drum spre casă, am găsit un restaurant din ăsta super frumos, o tavernă din asta, cu moara așa, pădeală așa frumos, ia uitați. Vezi la bază, la morișca aici ne-am pus out view. Frumos. Dar să ridice puțin camera. Mamă! Acum să vedem și mâncărica. Mergem pe o salată de la asta, cum se grecească așa, online, offline. Lucrarea este să duci de salată de roșii. Mă rădem și normal. A fost frumos, mâncați-a și curata, da? Mai bine n-aveam prieteni decât câțiva ani, că nu-i băgat de ori mâncați-a și curata. Lasă că le scoatem pe donații, nu-i problemă. Vezi, în viață mai bine să n-ai prieteni, băiatul meu. În vlogul cu Imogen avem o pizza de la ei. Bunicică, online, offline. Avem un milkshake. Am aflat că am diabet după ce am băut ăsta. Vreau să vă zic că zahăr și clasica cola, care e cola. Cola cum e peste tot. Am dat o caracatiță și niște zucchi, niște chiftele de dovlecel. Și o caracatiță așa pe grill. Mare frumusețe. Ce mergea o bere. Dacă n-am mâncat la tzatziki și la chiftele de-astea, bă, bună rău de tot. Dar acum am comandat și caracatiță. Mamă, dar mai chiftele de-astea toată săptămâna, cred că în tot vlogul, mai chiftele de-astea apar. Nu arătea mai chiftele de-astea. Mie mai făcea bunica. Nu e să ordinească cum făcea înainte, mereu îmi făcea din dovlecel. Dar stau ceva mai mult, cred că morcov. Dar bună rău. Trebuie să vedem cum o să fie caracatița, că prima dată când am băgat caracatița aici. Era ars, era tare, era. Doamne, ce ne place Grecia, doamne, Zakynthos, Zakynthos, cum am mai spus de mămică. Aici se parchează fiecare pentru el. Redusă puțin la spălat, mâine pe seara așa. Redusă puțin la spălat. Bun, și am ajuns în centru acum. Am zis că vă las centru pentru ultima dată. Să vă arăt eu o mică bisericuță, face și foarte multe restaurante și foarte multe iahturi.
Aveți să vă alegeți aici de unde să mâncați, la taverne, la restaurante, la Fusion, bucătăria greacă cu italiană. Pe lângă asta foarte multe, foarte, foarte multe iahturi, aici prin stânga pe undeva, o să vă arăt, pe aici prin stânga pe undeva, mai mergeți pe săruța asta și este un târg. Exact cum e la noi la Obor, găsești de toate, chinezării, de la turci, de la toate, găsești acolo efectiv un portofel cu 25 de lei. Așa, bun. Și aici este portul, sau cum ar spune alții, centrul la Zakynthos, la orașul insula Zakynthos. O să vă arăt pe scurt așa mici, mici filmări de aici din centrul Zakynthos-ului. Deci și biserica pe partea dreaptă. Sunt la fel ca noi creștini ortodoxi. Dar băi, foarte multe scutere, băi, foarte multe ATV-uri. Acum depinde de voi dacă vreau să ATV-uri, scutere sau mașină. Părerea mea, după 6 zile de condus mașina pe aici, zice că ar merge mai bine un ATV din ăla, dar mie mi-e frică, să nu fac bine, că am căzut toată la munte și a rămas fricuță de atunci. Mamă, frumoase rău săzuțele astea. Merge să găsim o înghețată. A luat o cameră razna. Deci aveți grijă cu mașina, dacă vă luați mașină de asta, am zis că mai bine scutere sau ATV, pentru că o să găsiți foarte, foarte greu un loc de parcare. Și atenție, poliția dă amenzi rău, 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 rău de tot. De asta și mi-a spus că îmi dă asigurarea după o lună de zile. Am plătit 800 de euro la asigurare. Mi-am dat după o lună de zile. Nu ai pe unde să parchezi, efectiv. Peste tot sunt străduțe din astea mici și nu ai pe unde să parchezi. Au niște străduțe înguste. Pentru mașină s-au terminat. Acum e ok, după ora 11 noaptea, la revedere. Pisoca pe mașină în Grecia. Foarte multe pisoci. Pisoca. Doarme pisica, dă din coadă pisica, îi place. Hei, când lăsăm să dorm pisica. Bun, și ne-am oprit pe aici puțin prin din centru, voi pe stăduță și aici mai sunt foarte multe restaurante, suveniruri, o grămadă de chestii. Uitați-vă ce avem aici. Înghețată cu wafer până toate. Ah, Doamne, ce-mi place în Grecia. Ah, Doamne, ce-mi place în Grecia. Aoleu. Ia să vedem. Oh. Mă. Ce înghețată? Bun, bun, bun. Nu trebuie să fie grasă, bun. Doamne, cred că o grămadă de... Asta e cea mai grasă pisică pe care am văzut o dată. Mănâncă bine rău de tot. Revenim din centru. Bă, deci sincer, acum am ajuns în centru. Avem mașina tocmai pe partea cealaltă, în capa și gura voastră. Dar cred că fac cu o șpârlă acum cu ăștia cu caii. Bă, dar zic să nu ducă până acolo, care-i până? Bă, bă, tata, am plătit 20 de euro la calul ăsta. Ce ură miroase. Avem mașina acolo și ne dă 20 de euro. Nu ce până acolo 20 de euro. Ah, din. Ah, ca la țara la Clejan. Vezi, mă, cu oriunde mă duc, că la Clejan mă sunt. Au, nu e mult 20 de euro, așa să încerc. 20 de euro. Milion. Să mă plimbă cu căruță. Milion, ia, ia. Ie, națuca la țuca. Massachusetts. Bun, și dacă tot ne plimbăm viețile mele cu căruța, o să vă arătăm cam centrul care constă în multe iahturi. Puteți să le observați pe stânga, sunt foarte multe iahturi. Cred că de la 50.000 până la 10 de milioane de dolari de euro. În partea dreaptă avem restaurante foarte, foarte multe, de la cele sofisticate la taverne. Eu personal v-aș îndruma către taverne, că acolo mănânci mâncare grecească tradițională. La restaurante sunt astea fusion, mai găsești și de pe la italien, de pe la așa. Și vă arătăm aici online offline, pe partea stângă, iau de iahturile, iau de iahtureanurile. Cred că după 20 de ani de donații îmi iau și un iaht de ăsta, sincer. Dacă mai vine platele meu Coba, cred că mai repede, cred că 5 ani de zi. Pe partea dreaptă restaurante, pe partea stânga iahturi. Pe partea dreaptă restaurante. Pe partea stânga iahturi. Și foarte, foarte multe scutere, foarte multe. V-am zis, aici e mai ok să ai mașină, mai ok să ai scuter și ATV-uri decât mașină, pentru că găsești foarte greu loc de parcare, de asta și mergem atât de mult. Pentru că am găsit tocmai în port undeva loc de parcare. Bă, viețile mele, cam asta a fost vlogul, nu știu, poate o să mai filmez și mâine de miel. V-am așa în mare parte să v-am arăt ce e cu Zakynthos pe aici. Peșterile, apa, locațiile, mâncarea. Nițu, caleta. Oh! Na, 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 tuta, la-i, super.
Bă, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Să dăm așa o notă la mâncare general, un 7. Grecilor să nu mă înjurați. Deosebit cu mâncarea românească mâncam atât la voastră. Dar pot să vă zic atât. Mi-a schimbat percepția de caracate, să cum până la voi am mai mâncat caracate, nu mi-a plăcut. La voi mi-am mai mâncat caracate, dar am înnebunit. Deci asta pot să zic că e bun rău de tot caracate. Viurile și toate chestiile după aici, nota 10, mi-a plăcut rău de tot. Chiar mi-a plăcut, sincer. Chiar a fost o vacanță relaxantă. Exceptând locația, prima locație unde am stat, mă picura pe piept. Mă picura și că era FBI, OCIA-ul, mai avea să-mi pune unii un sac de la pe cap cu apă, cu găleții de dap. Dar după aia, la a doua locație, totul minunat, totul extraordinar. Bă, dar ce vlog am scos, băi, viețile mele, de nici mai, cei mai mari vloggeri, din istoria vloggeri. Eu o să particip cu vlogul ăsta la Cannes. Că mă știu, văd cum iau profilul la Cannes, la cel mai bun vlogger. Iau pe dracu să mă. Dar și vă like-uri acolo dacă mai vreți să mai facem vloguri. Și așa, pe final, ia uitați. Doamne, ce aș vrea să-mi dea la scutorul director în gură să-mi dea. V-am zis, foarte multe taverne, foarte, 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 foarte multe taverne peste tot. Mâncare găsiți non-stop. Spunea doamna de la restaurant, doamna cu care am vorbit, el spunea că în octombrie aici zici că este sfârșitul lumii, post-apocaliptic, nu mai e nimeni, toată lumea pleacă de aici. Inclusiv localnici, undeva la 40 ceva de mii de localnici pe această insulă și vă dați seama că tinerii vin, în special vara, să lucreze cu părinții la restaurante, afaceri de familie, majoritatea. Au afaceri de familie aici. Și o să vă servească copiii, îți vedeți, o să fie foarte, foarte frumos. Undeva aici am mâncat, aici e... Undeva aici am mâncat. Dar unde exact, unde sunt pețile astea de masă roșii? Aici era doamna care ne-a servit foarte de treabă, a vorbit foarte frumos de români. Asta un flori masă, ce să-ți mai... Ei, da, o țucă la-i tat. Asta trăiești. Where? Left? Yeah. Ia, 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 ia. E greu cu engleza, mi-am mâncat bajura voastră învățată pe 5M. Eu ce mai faci, mă? Eu 50 lei, man. Mi-a spus că mașina parcată aici în port și am zis că îi dau 620 de euro și zic ok, nu știu. S-a rezolvat. Oare cât îi dau să ne ducă până în București, până în Bragadiru, sincer. Uite-mă, taverne peste tot. Bă, e superb, e superb, e superb, e superb. Sper acum când oprește să se bălingăreze calul la pe pieptul lui. Here. Here is perfect, perfect. Dacă și oprești. Oh. Thank you very much, sir. Thank you very much. Gata. Ce faci, mă, dacă calul peste tine? Și am ajuns la mașină, viețile mele, și ne îndreptăm către hotel, unde să băgăm o odihnă frumoasă. Vă pup. Vă pup. Nu știu dacă vă mai filmez în vlogul ăsta, poate ăsta e finalul, poate nu e finalul, nu știu. Vedem mâine. Vă pup.